A 12-a ediție a Festivalului Tineretului de la Godinești, precum și Târgul Anual de Animale și Produse Agricole și Îmbrăcăminte a avut loc ieri, însă comercianții au ajuns la Godinești cu câteva zile înainte. Spre deosebire de alți ani, atât festivalul cât și Bâlciul Anual de Produse Agricole și Animale se desfășoară astăzi. Au sosit încă de alaltă ieri comercianții. Ieri a fost zi plină de bâlci și azi, așa cum puteți observa, lumea este atât la animale, produse agricole, cât și în incinta zonei unde am organizat comerț alimentar, comerț industrial și alte produse agricole pe care le-am expus tot aici. Festivalul a fost și în acest an o reușită. Toți cei prezenți la eveniment s-au declarat mulțumiți de organizare. Am băut cât se poate, 3-4 beri și tot e normal. Muzică, voie bună. Muzică, voie bună. E companie, mi-a plăcut. N-am fost de 4-5 ani în Bâlciul ăsta. Deci tot e normal. Ați mai fost aici? Acum vreo 6 ani. 5 ani. Cum e față de acum 6 ani? La fel. Autoritățile locale nu au uitat să premieze și căsniciile longevive. Mai multe familii au sărbătorit nunta de argint. Cu acest prilej au primit și câte 100 de lei. Da, am primit diploma frumoasă la 50 de ani de căsnicie. Și ce ați mai primit pe lângă diploma? Și un frumos ban. Un milion. Da, un milion. Iau și frumos. Ce vă face cu banii? Pentru noi e mult și frumos, foarte frumos. Ați primit și bani din partea primăriei. Ce veți face cu ei? Ce să fac? Unii sunt banii, nu știu banii, nu vă zic. Îi băgăm la bursă. Nu mâncare, ce să luăm? Luăm niște dulciuri pe aici la nepoți, că avem. Petrecerea a durat până seara târziu. Înainte de a fi organizat Miss Costum Popular, au urcat pe scenă numeroși interpreții de muzică populară, ansamblul profesionist Doina Gorjului.